M-am trezit dimineața și aveam aici o șuviță. Din cât păr mai am, pot să-l fac șuvițe. Ne întoarcem în anii 90, când erau trupele de băieți. Mi-o și vopsesc și mă întineresc. Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe canal, canalul Unicu Bendea, canal de YouTube, unde discutăm în fiecare dimineață subiectele arzătoare sau mai puțin arzătoare după cum e vremea. Aseară ningea în Cluj. Ningea în Cluj, după aia s-a transformat în ploaie și acum e senin. Ei că nu se lasă iarna de noi. Nu se lasă iarna de noi, dar ce ne pasă? Domnul ministru de la Educație a anunțat vacanța elevilor va dura din, fiți atenți, din 2 aprilie până în 4 mai. Asta da vacanță. Vacanță de mai bine de o lună. În ea sunt cuprinse și Paștile catolice și Paștile românești. Din precauție, se estimează că în aprilie va fi un alt vârf de pe o nouă cocoașă din alt val. În Necavați. Ioi, că numai cu de astea. Unii zic că trebuie un pic de relaxare, alții zic că din contră, alții. Mergem înainte, ce să facem? Mă, dar cum vine vacanța asta, din aprilie în mai, vacanța de primăvară? Parcă e vacanța de primăvară-vară, parcă e creată de Cătălin Botezătorul. Vacă, știți cum e și la haine, colecția primăvară-vară, așa e și aici. Vacanța elevilor a devenit de primăvară-vară. Pe lângă că școala e online, mai trage și câte o lună și aproape o săptămână de vacanță, salutare popor, dar asta... Nu e un motiv de prea mare bucurie că va lua două săptămâni, le va lua elevilor două săptămâni din vacanța de vară. Ăla năcas pe agențiile de turism, că deja părinții s-au vaccinat și au zis, bă, cum să face iunie, cum o tăiem din țară? Stați, că mai aveți o lună jumate de școală. Ce să facem? Asta este. O cafeluță. Până una alta, voi băgați un comentariu. Bună dimineața, o cafeluță de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Ce ziceți de ceșcuță? Cu lavandăr. Cu lavandăr, adică, nu-i așa, ne asortăm cu pufoaică-l. Irina din Danemarca a oferit cafeaua din dimineața asta și mulțumesc tare mult. A zis că la ei în Danemarca de mult nu mai e nimic putred. Și a scris Shakespeare, a scris Irina din Danemarca, în Norvegia. În Norvegia, mai precis în zona Trondheimului, eu când pronunț Norvegia deja mă șea cu friguri, un șofer român de tir a fost oprit de către poliție și a fost obligat să-și dea jos toate plușurile din cabină. Da, ok, e la mașină, măi dorule, dor, și pun plușul în cabină, măi dorule, dor. Omul avea, cum e bună tradiția șoferilor de tir din România, avea pe bord volanul în față și pe bord avea așa o carpetă, acum nu știu cu ce, că n-am văzut bine, cu răpirea din serai, cu cerbul care bea apă, nu știu. Și pe ea avea plușuri. Plușuri, jucării de pluș. Câte una, dacă o ei face... Avea și o cruce mare în mijloc, o cruce mare de cristal. Și ce mai avea? Bețișoare parfumate. Acum omul și-a făcut. Acum șoferii de tir nu-s de învinuit. Ei își petrec mai mult timp în cabină decât pe acasă sau decât în aer liber. Și toți și-au făcut așa un microclimat, să se simtă bine. Jucăriile le aduc aminte de copii, de familie, crucea le dă putere să meargă mai departe, bețișoarele parfumate să nu se simtă mirosul lăsat de fetițele pe care le găsesc. Așa e, e o cultură a șofatului de tir, o cultură a șoferului de tir. Ei, și după ce românul nostru și-a dat jos tot altarul, să-i zic așa, din tir, a fost amendat cu nu știu câte sute de coroane norvegiene, pentru că nu avea lanțuri de iarnă. Vă dați seama, n-a fost amendat pentru plușuri, n-a fost... A încercat omul să le spună că acea cruce mă ajută, nu-mi trebuie lanțuri, nu-mi trebuie frâne, nu-mi... Da, se întâmplă și la case mai mari. Asta ar fi un eveniment, să zicem, dar nu ca evenimentul pe care îl relatează evenimentul istoric. Evenimentul istoric... O subsidiară a evenimentului zilei, care titrează așa cu litere mari, Prințul Charles își plimbă toaleta pe oriunde se duce. Deci Prințul Charles, Prințul Angliei, și ia cu el Buddha. Ala, decât să o ia pe Camila, și ia cu el Buddha, își ia alături de el Buddha, nu politicianul, toaleta, vasul de toaletă, ca să se simtă confortabil. Mamă, ce tabieturi are și Prințul ăsta Charles. De năcaz că nu o să ajungă el niciodată regele Angliei, și-o luat Buddha și s-o dus. Mai era la noi un deputat din PRM, oamenii mei din teritoriu, Marius Marinescu.
Marius, îl știți, mai apare el din când în când și mai vorbește la TV. Și ăsta, după ce și-a terminat mandatul de deputat, și-a luat cu el bideu. Și-a luat bideu din cabinet și s-a dus acasă. Și zicea parlamentarul bideu. Acum, na, nu risc să fac alte speculații, dar totuși când vine Charles la whisky, la prietenul lui, contele de Calnochi, din Valea Zălanului, vine cu Buda sub braț. Nu el, ci aghiotantul. A fost o problemă la Viscri, că la Viscri era Buda în fundul curții. No, punem Buda din fundul curții vasul de veceu. Asta da eveniment istoric. Pe vremuri, regii, prinții mergeau în campanii de cucerire, duceau războaie. Acum aș duc Buda cu ei. Ca să vedeți cât am decăzut. Mulțumesc de cafea. Pentru cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Să rămână Irina din Danemarca. Din Dania, cum zicea Marius Chicoș Rostogan, pedagogul lui Caragiale. Condițiile nu s-au prea relaxat, ba din contră, dar politicienii parcă s-au obosit, că de la începutul anului trecură aproape 3 luni, din care ei lucrară 2 și se certară 4. 4 se certară. A fost aseară la Donșara Rifai, Ludovic Orban. Bine, pe lângă precizările de bun simț, că el nu se ceartă cu colegii de partid, că Rareș Bogdan îi vocea întâi, dar el stă ca un președinte și îi ascultă pe toți, a spus un lucru frumos. A zis că el a ajuns la inima femeilor cu chitara. Nu-i un pic cam sadic, că pe unde a băgat el chitara ca să ajungă la inima? Da. Și-a mai sărit de la 4 metri de la etaj când își curta viitoarea soție, au sosit părinții pe neașteptate, au auzit motorul și ca să nu fie scandal, a sărit de la 4 metri înălțime. A sărit ca să nu-l prindă viitorii socri. Ori știută ea de ce-or venit. Ori știută ea. Da. Miroasea whisky? A fost Orban aici, a sărit de la 4 metri. Presimt că la viitoarele alegeri din PNL el va sări de mai sus și până mai spre jos. Câțu cu Klaus Iohannis se relaxează azi în Dăbuleni. Merg în Dăbuleni să planteze copaci, să fac o acțiune de împădurire, care să dea bine în ochii presei. Dar totuși, uite, și Câlțu, știți cum? Acolo, când se filetează țevile, se pune câlț. Așa s-a înfiletat și Câțu pe lângă președintele Iohannis. Da, asta e. Ce să facem? În Dăbuleni, totuși mă gândeam că o să planteze niște niște lubenițe, niște harbuși, niște pepeni verzi, că acolo e patria harbuzului, domnule, în Dăbuleni. Nu, ei plantează niște copaci. Probabil că pe ei o să se cațere viitorii pepeni verzi. Mă rog, să vedem. Câțu cu Iohannis în altă ordine de idei, Margul de la Mărgău, că nu poți să zici Magul de la Măgău, că s-a născut în Mărgău, domnul Boc, deci Margul, mag, ce... Ce era în vechime magul? Un om înțelept, un om care știa de la rudimentară astrofizică până la alchimie, le știa pe toate, magii care s-au închinat la ieslea din Betleemul iudeii. Deci magii erau și asta nu-i mag, e marg, că e născut în Margău. Deci domnul așa zice că nu se pune problema carantinării, nici a carantinării totale, nici a carantinării de weekend, vor fi cel mult niște restricții în mall-uri. Asta vreau să văd și o restricție în mall-uri. Adică te duci la Zara, îți iei o haină, te duci în Bershka, îți iei maxim 2 rochițe, că la Bershka nu, mergi în Douglas, ai voie numai la 3 testere de parfum. Deci să fie un pic de restricție și în mall-uri. De seară debutează Mutu pe Banca Națională de Tineret, sub 21 de ani, debutează la Campionatul European de Fotbal. Mult succes, să vedem un joc plăcut de la mânjii tineri, să mai avem o speranță. Tot timpul când ne uităm la meciurile naționale, tot timpul sperăm. Hai că acum bat. De seară joacă cu țările de jos. Oare există o țară din Europa mai jos în fotbal decât România? Nu știu, o să vedem, o să luăm la cunoștință. Abia așteptăm meciul de la 10 seara. De la 10 seara o să joace cu țările de jos în România a lui Mutu. Mult succes, succes și naționalei mari, urmează și Rădoi să intre în focul calificărilor. Poate de data asta, vedeți, cu handbalul am cam dat-o de gard, poate să ne revenim cu fotbalul. Să mai uităm de greutățile de peste zi, v-am salutat
E miercuri, trebuie să lucrăm ceva, scuze de reținere, pe mâine de la aceeași oră, pe același canal. Vă aștept în comentarii.